Nețalme, ce mai faceți? Azi plecăm într-o călătorie un pic mai scurtă. A venit iarna în Suedia, e noiembrie. Bine, de fapt a venit ea mai dinainte, Dade. Deci azi facem o călătorie un pic mai scurtă, hai să vă arăt. Și să tai lumina, că noi ne avem mașina, așa. Deci, avem de făcut undeva la 200 de kilometri. O să ajungem un pic după ora 7, deci ideea că ar fi că vreau să bat ora de vârf, care ar trebui să înceapă pe la vreo 7:30 în Göteborg. Bine, și la 7 se aglomera, dar nu chiar așa rău. Deci, da, pentru că de fapt n-am zis, azi mergem în Göteborg, în partea, să zicem, de nord a orașului și ce să mai. Dacă am pregătit, hai că vă spun pe drum care e treaba. Hai la drum! Suntem la drum și am trecut peste dealurile Hallandsåsen, care sunt niște delușoare așa de vreo 500-600 de metri, foarte aproape de noi, vreo 30 de kilometri de unde stăm în Helsingborg. Se poate schia, chestii de astea frumos, bine, n-avem noi treaba cu schiurile. Poate fac un video și de acolo când o să ajungem la iarnă, când o să înceapă să ningă. Asta fiind spuse, deci, azi unde mergem? Mergem la Göteborg. Am trecut de Halmstad și vreau să vă arăt o chestie. Când am trecut peste Hallandsåsen, ăsta e consumul mașinii. Deci consumul mediu până acum un pic peste 2, un pic sub 2.20, opa, uite, a scăzut. A scăzut și că e o zonă mai lentă pe aici. Pe lângă Halland, pe lângă Halmstad. Dar foarte interesantă, cred eu că e, vedeți vârful ăla. Vezi vârful ăla. Am plecat cu un consum, să zicem, pe la vreo 240, că era mașina rece și trebuia să încălzească. Am băgat căldură mai tare, na? Și după aia vârful ăla e când am urcat pe deal. Și după aia valea de după e când am venit, na, la vale, vorba aceea, nu? Deci vârful e undeva la undeva peste 400. De vați oră pe kilometru și s-a dus chiar negativ, undeva la vreo 150. Acum nu se mai vede așa bine, că e destul de departe. Și iarăși mai departe, dacă vedeți, deci ăștia sunt ultimii 50 de kilometri. Deci ultimii 10 kilometri, partea dreaptă din grafic, vedem consumul cum scade în continuare. Și scade de ce? Pentru că mașina s-a încălzit. Deci la 4 grade afară, 5 grade acum, era 4 când am plecat, 3 sau 4 când am plecat de acasă, deci la 5 grade, mașinii ia cam jumătate de oră să se încălzească la mers pe autostradă, deci relativ viteză mare, să zicem că se răcește mai mult, dar jumătate de oră, cam așa trebuie să considerați. Deci timp de jumătate de oră consumul să fie mai mare decât e în mod normal. Acum să vedem, deci la viteza asta, undeva la vreo 120, ceva de genul, ne așteptăm la un consum în jur de 200-200 și un pic. La temperatura asta, cred că pe aici o să-l vedem mai încolo, dar hai la drum!
ajuns în Göteborg. După vreo 2 ore și un pic de mers, a fost destul de bine, în afară de ultima bucată la intrarea în oraș, dar na, nu e capitală, dar e totuși destul de ocupat. Asta fiind zise, ce am făcut până aici? Băi, trebuia să fac... op, tem lumina iar. Trebuia să fac un thumbnail la faza asta, nu? 5 ore, încărcăm timp de 5 ore. Bine. Se întâmplă că încarc timp de 5 ore aici pentru că vreau eu să încarc 5 ore aici, pentru că pot să mă parchez pe gratis și și costă foarte puțin. Deci costă 2,5 sec pe kilowattoră, ceea ce înseamnă cam cât? Ceea ce înseamnă vreo 7 lei, nu? 7 lei? Nu mai știu. Stai să mai calculez un pic. 0,20. Hai să zicem că e 7 lei. Deci cât am încărcat până acum, uite, văd pe telefonul ăsta la care îl folosesc. Pentru încărcat, am încărcat aproape 3 kWh. Am ajuns acum vreo 10 minute, dar n-am oprit un pic să mănânc. Unde suntem? Opa, așa. Lăsăm internetul să ne prinde în urmă și trebuie să pun nordul în sus. Nu? Ca să înțelegem unde suntem. Deci suntem în Göteborg, care e la oarece distanță de casă, aici undeva, care e la oarece distanță de restul Europei, de exemplu, de cealaltă casă. Altfel, ce să mai zic, ia să vedem ce am făcut cu consumul. Trips. Deci am consumat vreo 200 și un pic, deși inițial ați văzut pe video, ați văzut mai devreme că am băgat chiar 240 pe la început. Ca să mă vedeți. Partea inițială aia de 240 de W/h pe kilometru, e doar că e mașina rece. Deci când zice cineva, băi, mașina mea electrică iarna consumă dublu, e posibil. Eu nu zic că nu, da? Deci e posibil. Mai ales dacă faci drumuri scurte. Mașina asta are vreo 400 de kilograme de baterie. Toată mașina are o tonă 800, știi? Ceea ce nu e mult mai mult. E mai puțin decât un Tiguan. Deci nu e foarte, foarte mult, dar are 400 kg de baterie și bateria, până nu se încălzește ea bine, să se simte ea bucuroasă acolo pe la vreo măcar vreo 10 grade, da, mașina o să consumă mai mult. Asta e. După aia, evident că s-a nivelat consumul, deci deși inițial vreo 20-30 de kilometri a fost pe la 2,40, văd că media undeva, e undeva la 200. Probabil mersul ăsta prin trafic ultima parte a ajutat. Altfel, ce să mai zic? Deci, de fapt, nu o să stau 5 ore aici, deși e parcarea gratuită și deși e electricitatea ieftină, pentru că trebuie să merg vreo 3 km mai încolo și fiind că afară sunt 2 grade și nu știu orașul ăsta, nu vine să merg pe jos. Deci, o să-mi iau mașina. Acum în spate avem altceva. Avem costumul care trebuie să-l luăm pe noi. E că de. Trebuie să fim respectoși pentru oamenii care vizităm. Și ne pregătim de întâlnirea cu meșterul. E voilà. Gata de scandal. Hai, ne vedem. Ei, ce mai faceți? Hai că e după amiază. Am petrecut o zi superbă aici în spate la Volvo Trucks și un pic peste drum la Volvo Construction Equipment, Buses și Penta. Vedeți un pic mai încolo. Și aici, parcul de biciclete. Băi, fraților, deci azi când am ajuns dimineața aici, la 8:30, era un grad. Cred că, na, la oamenii ăștia chiar le place să meargă cu bicicleta și au echipament cum trebuie. Na. Asta fiind zise, hai, trebuie să spălăm un pic mașina când ajungem acasă, nu? Ia să hop sus în mașină. Deci, prima chestie care îmi dă pe-n cap e că n-am destulă baterie să ajung acasă, nu? Dacă mai am atât acum. Deci trebuie să ne oprim undeva la un supercharger, dar asta fiind zis, până acasă, ia cât avem de făcut. A, uite, am și zice unde trebuie să mă opresc. Ne oprim la Varberie aici. Dacă dăm de belea și văd că nu mai ajung, opa! Da,
Putem să ne oprim și la Kong să facă un pic mai devreme. Dar, ce să zic, hai că suntem gata de drum. Deci uite, o să ajung cu 7% acolo, la Supercharger. E două, numai bine, plec înainte să vină traficul de după amiază. Deci, hai la drum. Am ajuns la Supercharger în Falkenberg cu 3%. Pe drum, o chestie interesantă care s-a întâmplat e că mașina a încălzit bateria ca să încarce mai repede. Ia, hai să băgăm priză și... Hai mă, hop! Bun. Deci mașina a încălzit ca să încarce mai repede, dar în loc să ajung cu 8% am ajuns cu 3%, deci am încă 5% în plus. Acum aia 5%, eu o să-i încarc aici mai repede chipurile, dar o să-i plătesc, nu? Ce zici? Corect? Nu-i corect? Încarc, deci eu plătesc aia 5%, în plus eliberez superchargerul mai repede pentru ca să nu fie coadă la chargerele Tesla, ca Tesla să ia, încaseze și mai mulți bani. E corect, nu e corect? Da. Asta e. Până una alta, 174 de kW, ies cu fes, bateria e caldă, ca lumea, nicio problemă. Mai îmi trebuie, deci de aici până acasă îmi trebuie undeva la vreo 60%. Așa că, da, într-un sfert de oră suntem gata de drum. Și uite ce am găsit. Altă încărcătoare, OK8, care, deci încărcătoare non-Tesla, da, fix lângă Supercharger, un pic mai încolo. Băi, nu e nimeni aici care să încarce și ghiți de ce. M-am uitat în aplicație acum, încărcătoarele astea costă 5 sec kWh, ceea ce e cam un leu pe kWh. Acum, încărcătoarele Tesla, în partea elaltă, care o să vi-l arăt imediat, benzinărie. Da. Încărcătoarele Tesla care sunt în partea elaltă, o să vedeți tot felul de mașini care încarcă acolo, 3 sec pe kWh. Apropo, mi-a revenit capul, acum știu să calculez, că azi dimineața nu reușeam să împart 2,5 la 2, ca să convertez din sec în lei. Ziceam că e 7 lei, nu e 7 lei, era 1,20 lei. Okay. Cum vedeți, o grămadă de locuri libere la Supercharger la Tesla, încarcă și un ID4 lângă. Și noi încărcăm aici.
să vedem cât mai avem. 8 minute, 7 minute până să plecăm. Da, ce vreau să vă arăt aici? Cât costă? M-a întrebat cineva într-un videoclip precedent. 3 sec pe kilowattoră. Cum se traduce asta în lei? Dăm un 0. De fapt că am împărțim la 2, ar veni cam 1,5 lei pe kilowattoră. Dai un 0 ca să-l duci în euro, deci vine 0,31 euro și mulțești cu vreo 5, nu? Deci cam o leu jumate. Da, o să încarc undeva la vreo jumătate de baterie, poate un pic mai mult de jumătate de baterie, deci undeva la vreo 25 de kWh. Bă, frate, 25 ori 1,5, să zicem 40 de lei. Deci asta plus un plin acasă, încă vreo 15 lei, o să fie tot, o să fie la vreo 60 ceva de lei, 12-15 euro călătoria asta. Asta fiind zise, trebuie să mă schimb în ceva mai comod, că na, tot mai avem 7 minute de stat aici. Gata, suntem un pic mai comozi. Vreau să vă arăt o mică chestie. Poate ați văzut, deci acum e cam jumătatea lui noiembrie 2023, a fost lansată și a început să se vândă în Europa model Y cu standard range, care e asta, deci eu am modelul, să zicem, de anul trecut, 2022, deși se numește 2023, modelul din 2023 care îl cumperi acum este 2024. E, model Y cu model 2024 vândut în Europa vine de la Giga Berlin și ăla vine cu baterie BYD față de CATL, ce am eu. Și ce are aia mișto, deci dacă vedeți aici sunt la 55%, pe măsură ce bateria e tot mai plină, viteza de încărcare e tot mai mică, da? Deci acum încărcăm cam cu 100 de kW și ce am văzut pe niște teste, bateria de la Giga Berlin, deci aia standard range-ul, aia ajunge fără probleme cam la 120 de kW, cam la același punct, poate chiar un pic mai mult, 120-130. Deci da, nou standard range, încarcă un pic mai repede, nu o să facă o diferență masivă. Ce să spun, acum am stat aici cât vreo 16 minute, aș fi stat probabil 15 minute cu noua baterie, oricum, ok, știi, un minut e bine. Deci, ăsta e costul pe kilowattoră, ăsta e costul total, 100 de sec, vreo 50 de lei și avem energie destul să plecăm mai departe. Așa că, hai să mergem. Hai la drum. Avem vreo 50 de kilometri până acasă, suntem înainte de dealul Hallandshausen și vreau să vă arăt consumul după ce am încărcat la supercharger, cam 200, deci înainte de supercharger aveam 240, acum 200, deci ținând cont că merg tot 125, cum mergeam și înainte, nu pot decât să-mi imaginez că bonusul de consum care l-am avut înainte a fost ca să încălzesc bateria. Deci, destul de substanțial, nu? Adică 20% în plus. Interesant. Hai că ajungem la deal imediat și aia dăm consumul cu roatele în sus. Dar o să mai vedem încă o dată vârful și valea.
Ei, am ajuns acasă și am ajuns iarăși cu un pic cam prea multă baterie. Am ajuns cu vreo, nu cu vreo, cu exact 15%. Acum mașina zice că da, atenție, că așa că e frig și cu alea, alea și că trebuie să încărcăm, încărcăm, încărcăm. Hai să vedem ce mai... Nu mai pot să vă arăt, deci trips. AU e toată ziua, deci cât energie am consumat azi, 84 kWh, distanță, energia medie, și asta e numai întoarcerea, deci întoarcerea, paradoxal, am consumat mai mult, adică nu e paradoxal, stai, da, am consumat mai mult că am avut bucata aia în care am încălzit bateria pe la început. Dar, știi ce, hai să nu ne plângem că am ajuns bine. Punem mașina la încărcat? Hai să punem mașina la încărcat. Mă, cred că v-aș și sătura de atât a pus mașina la încărcat. Dar asta e viața omului care are mașina electrică. Când ajunge acasă, nu spui telefonul la încărcat seara. Na, asta e telefonul meu. Bum. Hai. Astea fiind spuse. Deci am pus mașina la priză de încărcat pe 2.20, 85% se încarcă în vreo 20 de ore și un pic. Dar e ok că mâine merg la muncă și mă duc cu întorc, nu o să întrească chiar foarte multă baterie. Deci, astea fiind spuse, o să vă... O să pun dedesubt în video cât a costat călătoria de azi. Ați văzut mai devreme, 85 de kWh am consumat în total. Vă gândiți că sunt mașini care au mai mult de atâta baterie, deci au baterii mai mari de atât. Cum ar veni, sunt mașini, nu asta, na, care au baterii suficient de mari să facă călătoria asta dintr-o bucată fără nicio grijă. Deci 400 și ceva de kilometri fără oprire, dacă vrei, dacă poți. Plinul, ultimul plin, ăștia 85% o să-i fac de acasă, deci mai ieftin. Dar am văzut oricum că Supercharger nu e foarte, foarte scump, adică nu masiv. 3,5 sec, 1,2 lei, să zicem, per kilowattora. Deci mai ieftin decât, de exemplu, ce am plătit eu asta vara la renovație pe la Kaufland. Asta fiind spuse, salutare, numai bine și ne auzim data viitoare, pe drum. Hai, pa, pa.